Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. O femeie din Chișinău a murit din cauza gripei porcine la o zi după ce a fost internată în secția de reanimare. Noi miniștri învăstiți ieri în funcție au participat astăzi la prima ședință de guvern. Cât de mult și-au dorit aceștia funcțiile de miniștri, vedeți în jurnal. Tânăra care a avortat în WC-ul Institutului Mamei și Copilului a depus plângere la Procuratura Generală. Ea este asistată gratuit de juriștii unei organizații non-guvernamentale. Judecătorii i-au interzis astăzi lui Dorin Chirtoacă să participe la Congresul Autorităților Locale al Consiliului Europei. Asta după ce în octombrie 2017 instanța i-a permis condamnatului Lanșor să meargă la Strasburg. Gripa porcină a făcut prima victimă în acest an, o femeie de 42 de ani din capitală, internată în stare gravă la Spitalul Arhanghelul Mihail, a decedat în secția de reanimare la o zi după internare. Ea a fost diagnosticată cu pneumonie bilaterală. Pacienta era bolnavă de câteva zile, a primit consultații la un medic, tratamentul nu a avut efect, ei nu s-a adresat imediat pentru a fi internată, a fost cu întârziere, starea s-a agravat, iar când s-a adresat la ambulanță, deja a fost târziu. A fost confirmat virusul gripal A, H1N1. Potrivit șefului Direcției Sănătate, Mihai Moldovanu, femeia locuia în sectorul Buicani al capitalei, nu era la evidența medicilor și nici nu avea poliță medicală. De la începutul acestui an, o altă pacientă a fost diagnosticată cu virusul AH1N1. Aceasta a fost internată la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă din capitală, fiind externată ieri. Copilul de 6 luni care l-a purtat în burtă pe fratele său este sănătos și gata de externare. Cel puțin așa susține medicul care l-a operat. Mămica e fericită că în sfârșit vor pleca acasă. Copilul a fost supus unei intervenții chirurgicale cu 8 zile în urmă. Aceasta a durat o oră și, potrivit medicilor, a decurs fără complicații. Acum, mămica și bebelușul vor face naveta Sângerei Chișinău timp de 3 luni pentru ca copilul să fie examinat. Tati vine să ne ia. Copilul la moment se simte și el bine. E activ, se trezește, se joacă cu jucăriile, se uită la mine, zâmbește, vorbește. Medicul care a operat copilul spune că Ilie se simte bine și se reface rapid după intervenția chirurgicală. Starea copilului este satisfăcătoare. Copilul postoperator a suportat foarte bine perioada postoperatorie, fără temperatură, fără careva probleme. Se alimentează bine, doarme bine noaptea, adică nu avem probleme. La investigațiile care le-am făcut suplimentare arată normal funcția intestinului, a stomacului. Mămica băiatului spune că Ilie este primul ei copil. În una din zile a observat că o parte a burții era mai tare și a mers la medic. Medicii din Sângerei au spus mamei că ar fi vorba de o tumoare și au trimis-o pentru investigații suplimentare la Chișinău. Am un simplu masaj la burtică și am observat că în partea dreaptă este mai tare ca în partea stângă. Și am înțeles că ceva nu este normal și am hotărât să plecăm la medic. Medicii susțin că intervenția nu a fost una simplă. Astfel de cazuri sunt foarte rare și necesită o monitorizare post-operatorie de durată. Pot apărea vomi repetate sau lipsa tranzitului intestinal, nu vor fi scaune, sau va fi o distenție abdominală, va fi puțin balonat abdomenul. Ca urmare, desigur, ea va frecventa instituția noastră, Institutul Mamei și Copilului, pentru a revedea situația pacientului și a utiliza acele medicamente care vor permite ca să aibă viață așa plină de succese. Cazul a ajuns în atenția opiniei publice pe 3 ianuarie după ce medicii au anunțat că au operat cu succes un copil de 6 luni care îl purta în burtă pe fratele său Geamăn. A demisionat din funcția de prim-ministru pentru a pune capăt disputelor privind autenticitatea diplomei sale de studii. A revenit în funcția de ministru al economiei fără a se pocăi, iar acum nici nu mai vrea să discute despre aceasta. Este vorba de Kiril Gaburici. Am obosit de întrebarea asta, dragii mei. Dar să punem punct la întrebare. Deci eu nu o să vă răspund. Eu v-am dat destul răspunsuri la întrebarea asta. Aveți organele care se ocupă, care s-au ocupat, sunteți jurnaliști, duceți și vă documentați și nu vă mai răspund și nu. Cum a răspuns astăzi ministrul educației Monica Babuc la întrebarea dacă îi va anunța anula diploma de bac al lui Gaburici, vă spunem la știri.
Unii emoționați, alții mai rezervați, dar toți la 4AC, membrii Cabinetului de Ministri, investiți ieri de Adrian Candu, s-au întrunit astăzi în primă ședință. Noul an și ceilalți membri executivului au fost întâmpinați cu o regulă nouă. Despre ce este vorba, aflați din reportaj. Desigur că emoții sunt pentru fiecare etapă a vieții profesionale, însă avem o agendă foarte clară. Sunt emoții, emoțiile sunt pozitive, așteptăm de la fiecare activitate realizată beneficii pentru cetățean. Unii nu au fost la fel de entuziasmați. Zic că eu tare n-am vrut să vin în coașă, dar om de echipă și când i s-a propus de aici, de la minister. Eu... Cine anume? Am avut mai multe discuții. Cine? După care m-am hotărât. Da. Ați avut discuții și cu domnul Plahotniuc? Cine v-a făcut această ofertă? Care ofertă? De a deveni premierul Filip. Cu domnul Plahotniuc? Eu am, în calitate de membru al guvernului, am un singur șef. Este șeful guvernului. Deci țineți că nu v-ați văzut. Nu sunt primar. Eu nici nu mai știu câtă ședință e asta. Au fost însă încurajați de premierul Pavel Filip. Cu toții ne urăm mult succes în acest an, an în care trebuie să muncim cu o intensitate deosebită. În noul an, membrii Cabinetului de Ministri au fost întâmpinați cu o regulă nouă. Toți au fost nevoiți să-și lase telefoanele mobile la intrarea în sala de ședințe. Serviciul de presă al Guvernului nu a comentat necesitatea introducerii noii reguli, însă ideea a fost salutată de ministri. Sunt fără telefon și plec fără telefon. M-au preîntâmpinat colegii de la SPPS că o să fie fără telefon, de ce l-am lăsat foarte disciplinat. Mai concentrat, mai eficient. Cu certitudine sunt comunicări care trebuie să văd. Eu rar, sincer să vă spun, mă folosesc telefon. Noi membrii ai Cabinetului de Ministri au fost învestiți ieri de șeful legislativului Adrian Candu în calitate de președinte interimar. Tânăra de 19 ani care a avortat în WC-ul Institutului Mamei și Copilului a depus o plângere la Procuratura Generală. Ea este asistată gratuit de juriștii Asociației Promolex. Plângerea a fost depusă pe 9 ianuarie 2018, se arată într-un comunicat emis de Promolex. Organizația non-guvernamentală care s-a angajat să reprezinte interesele tinerii suspectează că sistemul medical este insuficient de transparent, iar din această cauză, drepturile pacienților sunt încălcate frecvent. Promolex a fost dispusă să ofere asistență juridică gratuită și vom încerca să o susținem pe parcurs în toate procedurile naționale și internaționale, dacă va fi cazul. Responsabilii din cadrul Procuraturii Generale ne-au comunicat că plângerea tinerii a fost recepționată și va fi examinată conform procedurii. Avocatul Dumitru Slusarenko susține că a reușit deja să se întâlnească și să discute cu tânăra care a avortat în WC-ul instituției medicale. Am documentat cazul, am făcut primele interviuri, am depus primele plângeri, urmează să depunem alte demersuri și plângeri, posibil să inițiem un proces civil. Recent au fost făcute publice concluziile unei comisii de anchetă în legătură cu acest caz. Investigația internă s-a soldat cu demiterea și sancțiuni în rândul personalului medical. Ei au dreptul să facă concluziile lor, iar noi avem dreptul să verificăm veridicitatea concluziilor lor prin alte proceduri. În urma anchetei efectuate de Ministerul Sănătății au fost concediați șeful secției ginecologie, moașa principală și asistenta medicală care a fost de gardă în noaptea din 13 spre 14 decembrie. De asemenea, au primit mustrarea aspră medicul de gardă, directorul centrului perinatal și vicedirectorul medical al Institutului Mamii și Copilului, iar directorul instituției Sergiu Gladun a primit avertisment. Scandalul a izbucnit după ce la începutul acestei luni o tânără de 19 ani din Aneni Noi a povestit pe o rețea de socializare cum a fost nevoită să avorteze singură în toaleta Institutului Mamei și Copilului. Cazul acestei tinere le determină pe alte femei să rupă tăcerea și să povestească despre experiențele dureroase prin care au trecut prin spitalele țării. O altă femeie va povesti în această seară despre cum a fost nevoită să nască de una singură. Urmăriți o ediție specială a emisiunii Politica la TV8 începând cu ora 21:30. Construcția neautorizată de pe frontispiciul unei clădiri din fața primăriei Chișinău, înscrisă în registrul monumentelor, a fost aproape demontată. Dis de dimineață, un muncitor a început să scoată plăcile instalate ilegal pe fațada clădirii, unde s-a adăpostit un magazin de bijuterii. Nici astăzi, proprietarul acestuia nu a fost de găsit. Dar de cât timp lucrați aici scoate această fațadă? Вы мешаете.
Pretura sectorului centru s-a autosesizat ieri în privința acestei construcții. Până astăzi dimineață, construcția neautorizată trebuia să fie demolată. Cei de la pretură susțin că proprietarul nu știa că nu are voie să acopere fațada clădirii protejate de stat. Cele două plăci comemorative instalate pe fațada edificiului îi reprezintă pe Lazar Isaac Dubinovski, sculptor remarcabil și artist plastic, și pe artista Tamara Ciobanu, cântăreață de operă și muzică populară. Noul ministru al economiei, Kiril Gaburici, să rămână fără diplomele de studii. Este dorința vicepreședintelui liberalilor, Valeriu Munteanu, care i-a cerut ministrului educației să-i anuleze lui Gaburici diplomele de studii medii și superioare. Monica Babuc a spus că nu a primit demersul lui Munteanu, iar Kiril Gaburici a evitat presa. Liberalii nu au avut pretenții la diplomele lui Kiril Gaburici, despre care presa a scris că ar fi false, atunci când ministrul al educației era liberala Corina Fusu. Acum, când Gaburici a revenit în guvern, liberalul Valeriu Munteanu cere într-o solicitare adresată ministrului educației Monica Babuc ca diploma de studii medii a cetățeanului Kiril Gaburici, obținută, spune el, fraudulos, să fie anulată, iar în consecință și diploma de studii superioare să fie declarată nulă, cu retragerea titlului de licențiat în economie. Aceasta, potrivit lui Munteanu, ar conduce la încetarea mandatului de ministru. Ați primit solicitarea domnului Munteanu privind anularea diplomelor domnului Capur? Nu, n-am primit încă nimic deocamdată. Cereți să-i anulați diplomele. Dumneavoastră ce veți face? O să examinăm toată situația și o să discutăm. Kiril Gaburici a fost rezervat în declarații. Nu vreau acum să... N-am văzut. Salut. De ce nu comentați? Ei, cum se întâmplă mai departe cu diploma dumneavoastră? Nimic nu se întâmplă. Am fost obținută fraudulosă. Verificați ce spuneți. Nici după ședința de guvern, proaspătul ministru nu a fost mai vorbăreț. Am obosit de întrebarea asta, dragii mei. Dar să punem punct la întrebare. Deci eu nu o să vă răspund. Eu v-am dat destul răspunsuri la întrebarea asta. Aveți organele care se ocupă, care s-au ocupat, sunteți jurnaliști, duceți și vă documentați și nu vă mai răspund și nu... Da. Scandalul privind diploma falsă de bacalaureat al lui Kiril Gaburici a izbucnit în 2015, când acesta ocupa funcția de prim-ministru în guvernul PLDM. El a demisionat la o zi după ce a fost audiat de procurori într-un dosar penal deschis în acest caz, care a fost însă ulterior clasat. Kiril Gaburici a evitat să vorbească despre examenele de bac. Iar acesta a fost investit în funcția de ministru al economiei de șeful legislativului Andrian Candu, după ce Igor Dodon a refuzat repetat candidaturile noilor membri ai cabinetului de miniștri anunțate de Vlad Plahotniuc. Locatarii unui cartier de la Botanica se plâng că nu mai suportă duhoarea provenită de la o fabrică de brânzeturi italiene deschisă de câțiva ani în apropiere. Dacă ușa a deschis o leacă, măcar o jumătate de oră, abdeam și haina miroasă, a putoarea asta, zărul ăsta. Dar vara, viermi îmblă, pișii ia, ca cum, deși e lungi. Din ce preturul abia intenționează să se documenteze asupra cazului, echipa TV8 a mers astăzi la fața locului. Ce au văzut colegii noștri acolo, vă arătăm în câteva clipe. La știri! Bărbatul din Vrejentelenești, al cărui fiu a tras dintr-o armă de vânătoare într-un minor, va compărea în fața magistraților în legătură cu păstrarea nelegitimă armii de foc și a muniților. Bănuit riscă pușcărie. A fost trimis acum recent în judecat, pe data de 19 ianuarie, la orele 11, este fixată ședința de judecată. Pedeapsa prevăzută de articolul 291 este până la 3 ani de închisoare. Procurorii continuă acțiunile de urmărire penală în privința adolescentului de 14 ani, într-un alt dosar penal, acesta fiind învinuit de omor intenționat. În prezent, adolescentul este cercetat în stare de libertate, iar tatăl acestuia în arest preventiv. Tragedia a avut loc pe 18 noiembrie anul trecut în satul Verejeni. Minorul de 14 ani ar fi tras dintr-o armă de foc într-un alt minor de 7 ani, care a decedat la scurt timp din cauza leziunilor grave. Corpul neînsuflețit al victimei a fost găsit într-o fântână. Republica Moldova a primit nota 2 la capitolul justiție într-un clasament internațional. Datele transpar din indicele integrității publice, care clasează Moldova pe locul 56 din 109 țări analizate. Experții din viitorul, care au contribuit la realizarea studiului, spun că țara noastră riscă să piardă în continuare poziții la acest capitol.
Indicele integrității publice este un clasament internațional care arată cât de corupte sunt unele domenii de activitate într-un stat. Astfel, în clasamentul general din cele 109 țări analizate, Moldova se află la mijloc, fiind pe locul 56 cu 6,44 de puncte. Datele mai arată că țara noastră stă prost la capitolul independenței justiției și a presei. De asemenea, un scor slab Moldova a obținut și pe segmentul e-cetățenie, care vizează posibilitatea cetățenilor de a interacționa cu autoritățile de la distanță prin internet. Doar 2,41 de puncte Moldova le-a primit pentru independența justiției. Prin urmare, a ocupat unul din locurile din coada clasamentului, având o situație mai proastă decât în țările slab dezvoltate din Africa, precum Angola și Burkina Faso. Scorul maxim de 10 puncte la capitolul justiției l-a obținut doar Finlanda, care este urmată de Noua Zeelandă și Norvegia. Sunt mai mulți indicatori. Corupția, modul cum accesul la justiție. Republica Moldova pur și simplu este catastrofală, deci avem un fel de nota 2. Indicatorul privind justiția este unul prost la majoritatea țărilor. Iar noi am reușit să fim cei mai proști dintre cei răi. Am solicitat și opinia președintelui CSM, Victor Micu. El a refuzat însă să comenteze raportul. Documentul scoate în evidență și deficiențele la capitolul presă independentă. Pe acest segment, Moldova s-a clasat pe locul 71 împreună cu Liban din Africa și Columbia din America de Sud. Principalele probleme în țara noastră este concentrarea excesivă, atât pe segmentul media, cât și a pieței de publicitate, în special, ceea ce până la urmă are ca o consecință negativă independența editorială scăzută a instituțiilor mass media. Asta lovește în libertatea de exprimare în țara noastră. Moldova stă mai bine la capitolul libertății comerțului cu 9,6 puncte, luarea deciziilor administrative cu un punctaj de 9,2, iar pentru transparența bugetară, țara noastră a primit 7,6 puncte, fiind clasată pe locul 47. România s-a clasat pe locul 30 cu un punctaj de 7,6. Ucraina se află cu 10 poziții mai jos, chiar și decât Moldova, ocupând poziția 68. În acest an, Republica Moldova a fost pentru prima dată inclusă în indicele integrității publice. Dorin Chirtoacă vrea să plece din nou. Edilul suspendat a cerut judecătorilor ca în perioada 1-4 februarie să-i se permită să meargă la Strasburg, acolo unde va avea loc congresul autorităților locale și regionale a Consiliului Europei. Chirtoacă și-a motivat demersul prin faptul că deține funcția de vicepreședinte în cadrul congresului și prezența sa este obligatorie. Magistrații i-au respins însă solicitarea. Prin ceea ce s-a întâmplat azi, practic, sunt însușite atribuții improprii de către instanță, pentru că asta înseamnă indirect un fel de suspendare și la nivel internațional, lucru care poate să-l facă doar Consiliul Europei. Participarea inculpatului la birou permanent a autorităților locale și regionale nu este o excepție, o circunstanță excepțională personală. Nu ne gândim să suntem la etapa începentă, riscurile care au fost enumerate și anterior persistă și în continuare. Anterior însă, un alt magistrat din aceeași judecătorie a admis o cerere similară din partea primarului de Orhei, Ilan Șor. În octombrie 2017, instanța i-a permis lui Șor să meargă la Strasburg, asta deși el era deja condamnat la 7 ani și jumătate de pușcărie. Nu este pentru prima dată când edilul le cere judecătorilor să-i permită să iasă din Moldova. Anterior, magistrații i-au permis să meargă în România, la mormântarea regelui Mihai. Dorin Chirtoacă a fost reținut anul trecut, fiind bănuit de trafic de influență în dosarul parcărilor cu plată. În prezent, el se află sub control judiciar, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 7 ani de pușcărie. Ministerul de Externe de la Chișinău nu a fost notificat de misiunea diplomatică rusă în privința deschiderii secțiilor de votare pe teritoriul Republicii Moldova pentru alegerile prezidențiale din Rusia. Cu toate acestea, așa zisa Comisie Electorală Centrală din stânga Nistrului, citată de presa locală, susține că în regiune vor fi deschise 24 de secții de vot. La moment nu avem demers sau solicitare din partea Federației Ruse, respectiv când va fi, dacă va fi, vom veni cu reacție. Anterior, Ministerul de Externe la celelalte alegeri din Federația Rusă expedia note de protest. Dumneavoastră cum veți acționa? Deci depinde care va fi formula respectivă, vom examina în cadrul Ministerului și vom veni cu reacție, cu certitudine. Ce fel de reacție? Adică vă veți opune sau nu? Asta vrem să știm. Păi ne vom baza pe principiul suveranității
integrității Republicii Moldova. Contactat de TV8, președintele CEC, Alina Rusu, ne-a spus că instituția nu se implică în organizarea alegerilor care vizează o autoritate publică a altui stat. Așa zisă, Comisia Electorală Centrală din stânga Nistrului a anunțat însă că, pentru prezidențialele din Rusia din luna martie, în regiune vor fi deschise 24 de secții de votare, cu două mai multe față de alegerile parlamentare pentru Duma de Stat din 2016, scrie Novosti PMR. Aceeași sursă informează că la finele lunii decembrie, șeful instituției nerecunoscute s-ar fi întâlnit cu conducerea ambasadei Rusiei Moldova, planificând un set de măsuri pentru informarea populației. Alegerile prezidențiale din Rusia vor avea loc pe 18 martie 2018. În cazul alegerilor precedente din Rusia, Ministerul de Externe de la Chișinău a expediat misiunii diplomatice ruse mai multe note de protest în care condamna deschiderea secțiilor de vot în regiunea transnistreană fără acordul Chișinăului. Republica Moldova nu riscă suspendarea regimului liberalizat de vize cu UE, susține proaspătul vicepremier pentru integrare europeană Iurie Leancă. El afirmă că informațiile apărute zilele acestea în presă sunt doar zvonuri. De aceeași părere este și noul ministru al afacerilor externe. Răspunsul este desigur că nu și nu sunt schimbări în acest sens. Ceea ce este și plasat pe informație pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe și nu este cazul de a face speculații la acest subiect. Doamne ferește, nu ascultați tot felul de zvonuri neargumentate și nejustificate și isterizate din partea unor foști colegi de cabinet. Și știu exact că nu se pune sub nicio formă problema anulării regimului de vize. Informația precum că Moldova ar putea fi lipsită de dreptul la liberă circulație în UE a apărut într-un raport al Comisiei Europene în care Chișinăul este atenționat în legătură cu devierea de la angajamentele privind combaterea corupției și spălarea banilor. Începând cu 2014, cetățenii moldoveni cu pașapoarte biometrice pot călători fără vize. Aproape 3 milioane de moldoveni au călătorit în UE de la liberalizarea regimului de vize. Mai mulți locatari din sectorul Botanica se plâng că rezidurile și apele uzate de la o companie producătoare de brânzeturi italiene ajung într-o vie din apropiere de 5 ani. Oamenii sunt nevoiți să suporte duhoarea care vine din groapa de deșeuri. Abia după intervenția echipei TV8, autoritățile au anunțat că vor interveni în soluționarea problemei. Așa cum vedeți, practic toată via este inundată cu reziduri de la prelucrarea produselor lactate. Acestea se scurg din canalizarea fabricii. Pe lângă imagine dezolantă și mirosul este unul înțepător, iar oamenii nu mai știu cui să se adreseze după ajutor. Te naduși, dar strașnic ce se petrece. Mult timp m-am chinuit că mă nădușem cu totul și m-a trimis la tomografie. Și tomografia ne-a depistat și cancer pulmonar. Trageți, vă rog, atenție, că la putere nu avem unde. Asta nu-i putere, asta nu-i guvern. Dacă ușa a deschis o leacă, măcar o jumătate de oră, abdeam și haina miroasă, putoarea asta, zărul ăsta. Dar vara, viermi îmblă, pișia, ca cum, deși e lungi, nu ne putem lua acasă, pe roți, să ne ducem în altă parte. E ca cum vântul bate din vale, se duce drept în mahală. Mirosul ăsta, eu nu știu. Am încercat să discutăm cu administrația companiei care produce brânzeturile. Contabila ne-a spus că nu putem discuta cu nimeni din administrație. Din administratori astăzi nu este nimeni și mă este la viitoare, dacă vreți să trăpeți. Eu am cancer, dragă, ultima sadie, din cauza voastră, să înțeles ori nu? Da, din cauza voastră, că eu miros aici. Contactat de TV8, proprietarul companiei a refuzat să facă declarații. Locuitorii spun că problema a început acum 5 ani, când a fost construită fabrica de brânzeturi de către investitori italieni. Cei de la Apă Canal Chișinău ne-au spus că în regiune nu există sistem centralizat de canalizare. Compania de brânzeturi a încheiat un contract cu furnizorul de apă, prin care acesta din urmă s-a angajat să evacueze cu autocisternele conținutul haznalei construite de agentul economic. Numai că aceasta este golită contra cost destul de rar. Pe timp cât nu va exista o rețea centralizată de canalizare, așa și se va activa și în continuare, această problemă poate fi remediată doar prin suportul și prin acordarea suportului financiar fie de primăria orașului Chișinău. Reprezentanții Direcției Municipale pentru Siguranța Alimentelor ne-au spus că examinează problema. Proprietarul companiei le-a prezentat toate actele vizând construcția haznalei cu deșeuri. În același perimetru activează însă și alte companii. Prin urmare, primăria a sesizat și Inspectoratul Ecologic de Stat. Pe lângă cantitățile care le prezintă agentul dat economic, care deține contract legal, tot, mai sunt și alți agenți economici acolo. Și vrem să vedem, o să facem un demers către instituțiile abilitate ca să verifice. Noi o să facem
o interpelare față de structurile corespunzătoare ca să verifici, poate problema nu e în acest agent economic, poate el își onorează obligațiunile. Contactat de postul nostru de televiziune, pretorul sectorului Botanica, Oleg Rațoi, a spus că urmează să meargă la fața locului și să examineze problema. Întrebat dacă în regiune ar fi posibilă construcția unui sistem centralizat de canalizare, Rațoi a răspuns. În primul rând trebuie să vedem cui aparține acest teren. Este privat, îi aparține municipiului Chișinău, este a orășelului Codru. Trebuie să ne documentăm ca să putem să ne referim în cazul dat. Potrivit localnicilor, compania de brânzeturi a fost înființată de un antreprenor italian acum 5 ani. Ulterior, aceasta a fost vândută unui antreprenor moldovean. Numărul morților de pe urma inundațiilor din California crește. Cel puțin 17 persoane au murit și tot atâtea au fost date dispărute în urma ploilor abundente care au condus la alunecări de teren, scrie DPA. Majoritatea oamenilor scoși de sub dărâmături au fost transportați la spital cu elicopterele. Autoritățile anunță că în operațiunile de salvare au fost implicate sute de persoane. Intemperiile care afectează zonele deja distruse în urma unui incendiu izbucnit luna trecută au condus la închiderea zeci de kilometri din autostrada principală din regiune. Zeci de case au fost înghițite de pământ. Incendiile din decembrie din California au afectat zonele cu vegetație care contribuiau la prevenirea inundațiilor și alunecărilor de teren. Jaf, ca în filme la Paris, bijuterii în valoare de aproape 4.500.000 de euro au fost furate dintr-un magazin după ce câțiva indivizi înarmați au spart localul. Potrivit presei străine, trei suspecți au fost reținuți, alți doi au reușit să dispară, iar bijuteriile încă nu au fost recuperate. Jaful a avut loc într-un hotel de lux, în interiorul căruia se află magazinul. Poliția a anunțat că nu există victime. Hoții au spart vitrinele pentru a putea lua bijuteriile, dar și alte lucruri valoroase. Parchetul de la Paris a inițiat o anchetă. Deschis cu mai mult de 100 de ani în urmă, Ritz este primul hotel din Franța alimentat cu energie electrică. Aici a locuit celebra creatoare de modă Coco Chanel și scriitorul Marcel Proust. De asemenea, regretata prințesă Diana și-a petrecut aici ultima noapte înaintea accidentului fatal. Jafurile armate care au ca țintă magazinele de bijuterii au devenit foarte frecvente la Paris, mai ales în zona magazinelor de lux, scrie presa internațională. Ambiție, încredere în sine și multă muncă este rețeta succesului sugerată de Ileana Crudu și Radu Marian, premianța egalei studenților din Moldova în 2017. Ileana este ambasadoarea unui program în domeniul IT, iar Radu vrea să lanseze în timpul apropiat un proiect de dezvoltare a educației în Republica Moldova. Ileana este pasionată de științele exacte încă din copilărie. După absolvire, părinții au încurajat-o să-și continue studiile la Universitatea Maastricht din Regatul Țărilor de Jos. Mă pasionează pe mine tehnologiile. Eu de mic copil, practic, când am pus mâna pe un calculator la 5 ani a surorii mele, am spus, hai să-l desfac și să văd ce e în el. Tânăra este ambasadoarea proiectului Girls Go IT și promovează științele exacte. A ales să studieze în străinătate inteligența artificială. În Republica Moldova nu există o astfel de facultate. Am decis că vreau să fac studii de calitate, ca să mă pot întoarce acasă, probabil să învăț și eu pe alții. Ileana spune că moldovenii sunt mai calzi decât olandezii și că poartă ea cu mândrie chiar și departe de casă. Chiar și acolo iau ea cu mine, o promovez, o port la zilele importante ale Republicii Moldova. A îndrăgit viața de acolo și cel puțin în următorii ani nu intenționează să revină în Moldova. La ora actuală nu știu dacă m-aș întoarce. Nu cred că mi-aș găsi un job în specialitatea mea. Nu avem o robotica dezvoltată la nivelul în care eu aș putea să lucrez aici. Radu este un alt exemplu demn de urmat. De mic cânta la clarinet și în cor, totuși ales economia. După ce a absolvit Facultatea Finanțe și Bănci, a mers în SUA. Apoi a câștigat o bursă din partea Guvernului Marii Britanii și a studiat businessul internațional. A revenit acasă și lucrează la Centrul de Excelență în IT. Companiile, de fapt, colaborează cu universitățile și au încredere cumva în acest sistem, în aceste universități, că pot să le oferă ceva înapoi, ce nu se întâmplă. Radu spune că în următorii 2 ani cu siguranță va rămâne în Republica Moldova pentru că are planuri mărețe. Aș face un program în educație, pentru că până la urmă problemele unei țări și unei societăți și de fapt ale lumii sunt legate de modul în care copiii se educă. Trebuie să vedem cum funcționează de fapt relația părinte-copil, da? Pentru că ceva se întâmplă în anumite cazuri, în anumite comunități, când părinții, nu doar școala,
fac ceva incorrect. Recent, cei doi tineri au fost premiați în cadrul galei studenților din Moldova. În total, la gală au fost menționați 22 de tineri cu rezultate remarcabile în plan academic și extracurricular. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Nu ratați la ora 21 știrile în rusă cu Iana Stepanenko. Dacă ați filmat imagini interesante, trimiteți-ne-le pe tv.md, iar noi vom transforma în știre. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!